lumea plin de mii și aventurilor magice. Cry Babies. Căutând fluturașii de inimă. Ești pregătită? O să văd în sfârșit fluturașii de inimă. Episodul din Cry File a fost fantastic. Au vorbit despre farfurii zburătoare și marțieni. Hei, unde sunt ceilalți? V-am spus să fiți punctuali, dar tu mereu întârzi. În regulă, dar este singurul moment din an când putem vedea fluturașii de inimă. Nu pot întârzia pentru așa eveniment. Pijamale noi! Sunt superbe! Poză, poză! Sunt pijamalele pentru ocazii speciale. Trebuie să ne grăbim sau o să pierd evenimentul special. Wally, ești în regulă? Nu pot găsi rulota. Și Kao este acolo. Mă așteaptă. Îmi pare rău. Sigur este cineva în muntele Fantasy care te poate ajuta. Să mergem. Pandy, tu cunoști pădurea foarte bine. Trebuie să o ajuți pe Koali. Dar vreau să văd fluturașii de inimă. Haide, Pandy. Bine. Dacă ne grăbim și ne grupăm, o să avem timp și de fluturași și de Koali. Unde ai văzut ultima dată rulota? Îmi amintesc. Am parcat-o lângă copaci. Suntem în pădure. Te rog să te concentrezi. Îmi pare rău. Nu am mâncat micul dejun. Hei, Nala! Sunt mere aici. Super! Picnic! Da! Aruncăm câteva! Auci! Sunt setă de diamant! Cami, povestește-mi despre marțieni. Nu vreau să împătesc noile pijamale. Ei bine, marțienii s-au mișcat și au făcut zgomote ciudate. Și cum i-au găsit pe marțieni? Să găsești farfurii zburătoare este super simplu. Ele lasă urme de pământ ca acestea și au lumini orbitoare ca acestea. De obicei, se ascund în mijlocul pădurii. Cum este aici? Marțienii! Ai grijă! De ce alergați? Sărăcuța Kao, unde poate fi? Prin urmare, nu o să pot vedea fluturașii de inimă. Pijamaua mea specială. Ok, am terminat. Nu mai căutăm nimic. Dar, Pandy, marțienii o au și pe Kao. Ce marțieni? Nu, nu și nu. Am încercat să ajut, dar voi nu o luați în serios. Merg să vă fluturașii de inimă. Nale este foame, Gigi vrea picnic și acum marțieni. Am încercat să ajut, serios, dar ele sunt foarte dezorganizate. Sunt acolo! Fluturii de inimă sunt după acel buștean. Pen? Pen? Pen! M-ai speriat! Rulota lui Koali. Sărăcuța Kao este foarte speriată. Dar suntem foarte aproape de fluturași. Nu știu ce să fac. Nu mi-este frică de marțieni. Am fugit pentru că și voi ați făcut-o. Marțienii! Kao! Hei! Cum ai ajuns aici? Pandy, ai găsit-o pe Kao! Dar cum rămâne cu fluturașii? Tu și Kao sunteți mai importante pentru mine. Vă iubesc foarte mult! Marțienii nu există. Marțienii! Uite, Pandy, sunt fluturașii de inimă. Sigur, cum de nu mi-am dat seama? Le place să vină după lumină.